păcat că ne-am filmat. Ce păcat. Da, că eu am văzut-o acolo pe drum. Mănâncă muște și din astea. Astăzi vom face o mare surpriză lui Timi. De fapt, surpriză organizată de prietenii ei alături de socrii mei, care vor veni și vor face așa o petrecere înainte de naștere. Eu am obligația să o iau de acasă și să plecăm. Auf der B17 von Landsberg in Richtung heute zwischen Füssen und Füssen Beschränkungen. Auf der. Am ajuns! Am fost iertate, mă, toți virgin! Hai jos, aici frumos! Să vezi ce frigoță! A venit sfârșitul de săptămână și noi am plecat într-o nouă excursie. Timi nu știe încă unde-i. Eu am văzut locul ăsta de multe ori pe Instagram și îmi doream să ajung aici. Vremea nu prea ține cu noi, din păcate, nu-i soare deloc, dar să sperăm că va fi frumos. Cum, îți place? Da! Arată bine! Ai închis? Timi și-a luat responsabilitatea în braț. Ce energie! High pride, written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Suntem pe pod acum și de aici se vede cel mai bine. Aici, vara de pe pod, se aruncă în apă tinerii curajoși. Serios? Nu știu eu dacă aș avea tu pe eu, dar poate aș încerca o dată. No! Te-ai aruncat? Nu! No! Numai bungee, nici bungee, nu cred că mai am curaj. Cred că trebuia să am 18 ani să am curaj. You say I love you, ooh, 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 and all the things that you do, ooh, ooh, sounds like a fool, cause when you touch my hair. De Miami. Mergem acolo pe margine. Dar dacă ajungeți aici, să aveți foarte mare grijă că scrie că e pericol de... Că este un brad foarte frumos pentru Crăciunul în urmă. De moarte. Ce pericol? De moarte.
responsabilitatea mea a făcut niște pozi că... Ne ducem un pic cu drona acolo și... Pornit și DJI Go Fly Butterfly. Nu știu de ce Virgin l-a băgat aici sub podul. Ah, nu, acum e chiar jos acolo. Mă o să plec toată pe început. Bine că ai văzut-o. Ah, cred că filmam. Da, nu, n-am filmat de fapt. A, ce păcat că ne-am filmat! Ce păcat! Da, că da. Eu văzusem acolo pe drum. Asta nu, deci mă făceați observa și am văzut că tu o dai așa. Da, deci, te-ai văzut când s-a dus? Da, uite, așa făceam. Așa făceam. Nu mai avea semnal și s-a venit aici. Da, am recuperat, ea nu știu câta oare când o... Dar tu știi cum făceam? Când o pierdem. Făceam ca o nebună. Da, da, acolo unde e apa aia așa verde. Am recuperat-o. M-am speriat un pic, sincer să fiu. Dar ce inspirat am fost că am coborât aici. Eram acolo pe marginea aia și mă plimbam așa și am văzut dronul video și îi făceam așa cu mâna și zic ce se întâmplă, că n-am văzut niciodată așa rapidă și tu știi cum o controlai așa, zici că era într-un film și după am văzut că tot dintr-o dată în zi, așa, zbang. Și după aia ultima așa, ai văzut-o? Da! Făceam așa cu mâna. Dar te-ai văzut cum făceam? Nu știu ce fel de fenomen e ăsta, dar când am ajuns noi, cascata asta era mult mai puternică, venea apa mult mai tare. Acum nu știu eu ce vine așa puțin. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that... Am făcut ședința de poze. Aua. Da, locul ăsta l-am găsit pe Instagram și arată foarte bine vara, arată bine și acum. E foarte tare că oamenii sar de acolo de pe pod, în sus în apă. Aici este o cale de cafea pentru cine vrea să-și facă poze pe de Instagram cu cafea. Cine știe, poate la vară vin și eu să sar odată. No! Să văd dacă am tipeu. Aici este și un magazin. Deocamdată doar to go. Bine. No. Suntem pe punctul de a pleca din locul acesta minunat. Ar trebui să ne îndreptăm către casă, fiindcă avem ceva de mers. Dar prietenii noștri au întâmpinat probleme cu mașina și nu cred că vor ajunge nici ei la timp. Deci trebuie să o duc pe timp undeva să mai pierdem vremea. Și după aceea ne îndreptăm spre casă să vedem ce surpriză i-au pregătit. Suntem la 700 de metri de Austria. Și Timi vrea să meargă până la graniță, să-i salute pe Vameș, nu? Uite ce frumos arată. Vrei să-i saluți pe Vameș sau de ce mergem până acolo? Da. Uite ce frumos e eu, casa asta. Asta este un tapas bar. Tapas bar. Era frumos dacă acum puteam să mergem în Austria, din păcate Austria este închisă. De fapt toate țările sunt închise. Mamă, dar cum se văd munții acum. Din Austria, da? Da, în Austria încă e multă zăpadă și e super frumos. Dar anul acesta nu avem șansa. Anul trecut n-aveam avut șansa fiindcă nu prea a fost zăpadă. Came around all this time.
You're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. Uite-mi pe ațină de fadă! Uite, dulce! Dulce? Oh, God! De-a fi fost nouă aici. Și soarele. Hai să traversăm pe lemnul ăsta. Lasă-mi să vă vadă. Deci dacă ați ajuns până aici, să nu vă gândiți să plecați acasă, fiindcă am descoperit un loc super interesant și așa un pic de adrenalină. Râul ăsta se poate poți să treci peste el în mai multe moduri. Ăsta e modul simplu. Ăsta e modul simplu. E foarte tare pentru copii, chiar e super fain. După aia mergem la modul un pic, cred că cel mai greu de fapt. Modul cel mai greu este o ață, dar nu cred că să mergi pe ea, ci să te ții de ea sau cine știe. Wow, asta n-am văzut-o! E aici așa. Eu ajung în apă, cred. Nu știu, dai? Și al treilea, care pare și cel mai mișto și pe care o să-l fac acum. Te urci? Nu, ai grijă. Las că-l fac numai eu, bine? Nu-l căra pe Matei pe aici, poate pici în apă. E destul de lată. Deci eu o nevastă așa încăpățânată n-am mai văzut. Cu bebelușul în burtică și ia-o ia pe buturuga să vezi și e destul de lată. Și cam asta ar fi celălalt obstacol prin care poți să treci pe partea cealaltă. Uite, mai sunt două, mai încolo. Baumbrücke. Și Hängebrücke. Și Hangelbrücke. Da, ușor, ușor ne întoarcem și noi către mașina. Nu, mai facem niște obstacole. Foarte multe lucruri nu prea ai ce să faci aici, dar pentru pozele de Instagram merită. Care sunteți pasionați de Instagram, chiar vara și când bate soarele, ies niște poze foarte tare acolo. Aflăm în pădurea Au, așa se numește pădurea Au, și suntem la stația 7. Aici arată toate stațiile, inclusiv casa. Bănuiesc că trebuie să ții un bilet, nu e cazul acum. Noi am fost la stațiunea 6, 7 și toată pădurea are tot felul de stații cu locuri și aventură pentru copii. Bănuiesc că și pentru adulți, nu numai pentru copii. Uite ce interesant podul ăsta, Virgil. Vezi? Mm-hmm. Asta e fain. Numai, cred că e la stația... Asta, ce stație e asta? Păi asta cred că e podul unde e cascada. Nu cred. Nu cred, uite. Aici așa e Lechfall 6. E în partea opusă. Ok. Ce ai mai citit? Că... Vara trebuie să dai papucii jos. Da. Și șosetele. Adică, na, îți recomandăm. E chiar cool pentru copii. Și adulți. Uite. Vezi? Noi suntem aici, asta e. N-are legătură cu podul ăla. Stația 6. Mai mergem? Suntem în continuare în pădure și Timi a găsit stâlpul ăsta din fața mea, care e foarte interesant, fiindcă în 99, acolo unde e linia aia, până acolo era apa și acolo sus de tot era în 2005 sau 2006, nu văd exact, și până aici așa era în 2013. Wow, nu vine să cred. Aș vrea să caut pe net să găsesc ceva poze de aici. Putem să mergem acolo unde putem să mergem în mijlocul apei. Este insulă. Okay.
frumoase munții. Cum ar fi să mă ia? Acolo e podul. Să mă ia apa. Aici imediat e cascada. Dar nu cred că e normal pentru o gravidă să se ducă acolo. Hai, ia-l pe Matei și veniți înapoi. Nu cred că e normal. Cam atât pe astăzi. Vă mulțumim dacă v-ați uitat până la final. Și vă așteptăm la vară să faceți și voi aventura pe care și noi o să o facem. Da, cu o să copilul. Mai, o să mai venim la vară, fiindcă credem că atunci când soarele e sus pe cer și bate ca lumea, poți să faci toată pădurea. Se vede tare frumos și chiar poți să faci traseu din pădure.